seara, bună seara! Bună seara, bună lume nouă! Văd că juriul la umor se schimbă mai des decât un bebeluș. De unde știi? Știu ce vorbesc, credeți-mă, pentru că sunt măritată. Da. Trăim în epoca feminismului, așa că este momentul nostru să spunem nasoale despre bărbați. Delia, Delia, poți să începi. Cu tine vorbește. Ha. Femeia este la putere. Trăim vremuri în care eu în casa mea pot să țip în timp ce cu o mână gătesc și cu una fac mâncare. Bravo! Bravo! Aș fi vrut să vin astăzi cu copiii mei pentru că aș vrea să le dau un exemplu. Vor tatuaje, doi dintre ei, și mă gândeam că dacă o să-l vadă de aproape pe Bordea, o să se răzgândească. Al doilea motiv pentru care sunt aici în această seară este să vorbim despre performanță. Și sunt bucuroasă că m-au convocat să vin aici să vorbesc despre asta, pentru că mi se pare o adevărată performanță să crești trei copii. Este adevărat. În lumea altele noastră... au crescut 7 și au pierdut 4 și tot nu se mai plâng. Așa era înainte. Corect. În lumea noastră sunt destule personalități care au făcut copii mulți. Pe unii au recunoscut, pe alții nu. Însă, ca părinte, ești responsabil și foarte important să ai grijă să fie un om echilibrat, să meargă la școală și să stea departe de droguri, pentru că posturi de jurați sunt doar câteva. În rest, trebuie să muncim. Hai. Și acum să trecem la lucruri serioase. N-am putut să dau mai mult de atât când vine vorba de bărbați, pentru că eu nu sunt feministă înrăită. Iar în seara asta am venit oricum pentru Chelu, feblețea mea. De data trecută. Am greșit rău, nu? Ai greșit rău bine. Nu mai știu. Atunci când a fost albă ca zăpada, ai uitat? Albă ca zăpada galbenă. Ah, da, gata, da, știu, da, era albă. Să rămână, mă bucur să vă revăd. Bine, hai să trecem la chestii mai serioase, pentru că avem nevoie de nominalizări, corect? Da, da, corect. Ion Țiriac. Pentru că îi place tenisul și a făcut și echipă de fotbal unde plătește pensia alimentară atât pentru cei 11 titulari, cât și pentru rezerve. Ilie Năstase, cu mențiunea că urmele muncii lui se întind pe toate continentele, adică a umplut lumea cu talent. Cristi Borcea, un mare sportiv încă în activitate. Adrian Mutu, pentru că nu degeaba se spune că tace și face. El are, chiar are 33 de copii? Doar cum să aibă 33 de copii? Eu știu doar de Ion, Ion și cam atât. Nu, are vreo 11 de copii. Da? Nu știu, nu știu. Și unde sunt? Dacă sunt copilul lui Țiriac eu, și mă aflu printre cei 30, nu-mi lasă mie avioanele? Vreți să-ți vă dați voi cu părerea cine ar putea să câștige? Da. Borcea, Borcea! Țiriac! Dar știți Borcea. Câți au fiecare, câți copii au? 33, Țiriac! Borcea câți are? Borcea are 7. No, Delia? Delia de Mutu ce știi? Nu, nu, Mutu, câți are? 3. Cât ce-a putut? Așa știam și eu. Năstase! Năstase, Năstase, așa. Năstase n-are. N-are? Stau Țiriac. Crede că, a! Vă zic sau nu vă zic? Țiriac, hai! Nu ne mai fierbe. Băi, băi, uite, băi, în sfârșit și l-ar văzut. Ion Țiriac. Ion Țiriac. Pentru că are cei mai mulți copii declarați. Și tot are o avere mare. Păi știi cum e, așa se zice, fiecare copil vine cu norocul lui. Păi că are 33 de noroci. Deci eu de asta n-am noroc, mă, că n-am copii. Mă duc acasă, fac niște copii. Iată-l! Opa! A venit să te ia cu avionul. Bună seara, bună seara, domnișoara. Mulțumesc. Felicitări. Să precizăm. Da. Matale poți să-mi spui Ion, pentru restul e domnul Țiriac. Ia uzi. Ce onoare. Da. Vă rog. Nu se inclinează să câștige domnul Țiriac da. Această categorie? De da, ce? Pentru că este tatăl meu și pentru că îmi va lăsa și mie ceva. Am întârziat puțin. Că am făcut pană cu avionul meu privat și a trebuit să chem alt avion privat al meu, ca mai multe, ca să mă tracteze. M-ați chemat aici să mă premiați, ca și cum Ion Țiriac mai are nevoie de un premiu. Iar am câștigat la mustață.
Nici n-am înțeles ce premiu eu. Am înțeles doar ceva cu performanță. Mie singura performanță de aici mi se pare că o face Natanticu. Că reușește să rămână trează atâtea ore. Mare lucru. M-am uitat și pe lista cu ceilalți nominalizați. M-ați făcut să râd. Nu te îngrijora, Natanticu, tu nu râd de tine, tu nu ești sărac. Tu ești ca social. Bun. Tu ești nașul lui Emi. Da. Băiatul care ești ca să nu fie cuza singur. Da. Tu ai organizat petrecerea burlacilor. Am auzit că l-ai dus în Malta. Da. Era o reducere prin Casa de Sănătate sau ce? Da. Pe cupoane. Iar fetele au făcut petrecerea burlăciților în Iordania. Da. E cineva sănătos la voi în familie? Da. La petrecerea burlacilor se cheamă o stripteuză frumoasă, ca să simtă mirele ce nu mai prinde niciodată. E un fel de atenționare, sunt nașul tău, te iubesc, dar te rog eu, mai gândește-te puțin. Adevărat. E, de una atât de asta. Dacă ați vedea filmările, domnul Țiriac, stripteuza era fix Natanticu. Adevărat. Petrecerea burlacilor nu este despre băutură, pentru că după aia, odată căsătorit, numai asta faci. 20 de ani de acum încolo, pe ea o doare capul și pe tine mâna. Cătălin Borde, te salut. Viața ta a fost ca celor care au suferit de COVID. Totul vi s-a tras de la proteina Spike. Cum funcționează, că am studiat problema. Proteina Spike intră în nucleul celulei și interferează cu celula gazdă. Organismul se predă și proteina Spike se agață cu disperare, ca un păduche de rădăcina părului, asta după ce s-a asigurat că sistemul de apărare a plecat expres. Pe asta trebuie să o ia Bordea, să o bage în textul lui de stand-up. Bord, bord. Înțeleg, Siriac. De aceea, imediat ce a interferat, proteina Spike trebuie combătută bine. E cu... Doamnă Delia, mă înclin, o femeie superbă, știu că avem bani la fel, mă rog să nu exagerăm, nu chiar la fel, dar mă rog, nu încerc să vă cuceresc, dar mă știți, eu sunt un optimist. Ce premiu mi-ați dat aici? Sport de performanță. Așa e. Am fost mereu tare în tenis și am făcut mulți copii din mingi. Unii le spun din flori. La noi în tenis le zicem din mingi. Nu e ușor, că ați văzut, a vrut și Borcea să încerce și și-a dat cu mingea în gură. Dar Borcea e și el, bine de tot. La un moment dat făcea copii cu toată lumea. Chiar au vrut să schimbe numele din penitenciarul Rahova în grădinița Rahova. Normal că am câștigat tot eu azi. Țiria câștigă și că nu participă. O singură dată nu mi-a ieșit în viață, mi-a luat o pițurcă de sub nas pe Vica Blochina. Mulțumesc lui Dumnezeu că și în cazul ăsta tot eu am câștigat. Mi-au plăcut femeile, ăsta e adevărul, și am avut dintotdeauna o personalitate de care să te îndrăgostești, nebunește. O personalitate așa plină de bani. Să revenim la ceilalți nominalizați. Adrian Mutu, e copilul meu de suflet. Știu că zis că am 33 de copii, dar Adrian este copilul meu de suflet, că era rebel cum eram și eu pe teren. Mă văd un pic pe mine în el, dar performanță slabă. Câteva asistente TV și alea fără audiență. Cum că a avut? Adi Mutu a fost. Când apărea Mutu la un meci, mai ții minte, cu parpalacul ăla lui alb, cu căciula albă, cu fularul ăla, bă, era intangibil, bă. Nu era Beckham la nivelul lui, ești nebun? A ajuns mari ca să ne arunce prosopul în față. Mie îmi place cum încearcă el să fie om de afaceri, deși e mai mult copil de afaceri. Poate doar Ilie Năstase să fie pe acolo. El chiar mă concurează. Dar dacă raportăm numărul de copii la numărul de femei, e departe. Îi place să joace meciurile, dar nu-l prea interesează să ia și trofeul. Că la numărul de femei nu-l depășește nici Casanova,
El făcea colecție de femei de milioane. Eu doar de milioane. La final, tot eu am ieșit mai câștigat că milioanele nu se devalorizează. Norocul meu, școala mea și educația mea s-a numit Steagul Roșu, unde am muncit de la 16 ani. Da, Țiriac a muncit de la 16 ani. Iar Năstase a fost așa un geniu, că n-a muncit o zi în viața lui. Profesia mea a fost și este și va fi una singură. Cea de român. Mie mi-a cântat imnul de vreo 400 de ori. Da, da. Eu cu Năstase am știut ce e aia drapel, am știut ce e aia imn. Eu vreau să văd România acolo unde este locul. Să stăm drepți și să fim mândri că suntem români. O să vă mai zic un singur lucru și cu asta am încheiat. Hai cu România sus! Ți-ar plăcea să ai o mașină de la Țiriac? Vă mulțumim! Vă mulțumim dacă apuc...